Vă salut, dragi privitori! Mulțumesc că ați ales canalul Vedete Live România. Interviul acordat de Gheorghe Dincă, din penitenciar, a stârnit numeroase controverse în rândul anchetatorilor, dar mai ales al apropiaților celor două adolescente, care au dispărut în urmă cu 3 ani, dacă părinții Alexandrei Măceșanu tind să creadă în ipoteza că fiica lor ar putea fi în viață, familia Luizei Melencu pare să fie de altă părere. Declarațiile făcute de Gheorghe Dincă înainte de aflarea sentinței definitive nu i-au surprins pe apropiații Luizei Melencu. Carmen Obirșanu, avocata familiei, spune că nu este prima oară când bărbatul lansează asemenea ipoteze, care nu pot fi dovedite. El ar mai fi declarat și la începutul procesului că fetele sunt în viață și se află în Turcia, afirmația acum că fetele, Luiza Melencu și Alexandra Măceșanu, sunt în Turcia este doar o cacealmă concepută de cei din spatele lui Dincă pentru a trage de timp și aduce în derizoriu un caz ce a cutremurat o țară întreagă. Nu e prima dată când Dincă strigă sau spune tot felul de lucruri ce nu pot fi dovedite. Povestea asta cu Turcia ne o aruncă în față încă de când a început procesul, de aproape 2 ani. Chiar și așa, când am încercat să aflăm mai mult, a tăcut mâlc. Sunt doar invenții de ale lui, a declarat avocata familiei Melencu, nici familia Luizei nu crede așa ceva. Deși îi simt pe biți oameni cum că în adâncul sufletului lor încă mai trag unele mici speranțe că își vor găsi fata în viață. Pe de altă parte, pentru Luiza Melencu nu s-a eliberat vreun certificat constatator de deces, așa cum s-a întâmplat în cazul celeilalte fete, Alexandra Măceșanu, știți cum se spune, speranța moare ultima. Dar e greu, foarte greu să fii de acord cu spusele lui Gheorghe Dincă, care realizează că trebuie să facă cât mai multe pentru a scăpa de acuzațiile grele ce îi se aduc în acest dosar, a mai spus Carmen Obirșanu, pentru Sursa Amintită. Vă mulțumesc că ați privit până la final și vă rog să vă abonați la canal pentru a vedea mai multe știri de acest gen.